Informație de ultimă oră, premierul desemnat Dacian Cioloș a stabilit formula de guvern cu care va merge în Parlament și cere votul membrilor legislativului. Cioloș susține într-o postare pe Facebook faptul că executivul pe care l-ar conduce ar putea scoate țara din criză. Xenia Croitoru ne explică și ne spune care este această formulă magică. Xenia, bună ziua! Bun găsit tuturor! O formulă în care USR să intre la guvernare cu un executiv monocolor și atunci să primească votul celor de la Partidul Social Democrat, dar și celor din Partidul Național Liberal. Se arată în acest mesaj al lui Dacian Cioloș faptul că este încrezător în continuare de faptul că mâine va depune lista de miniștri a cabinetului său în Parlament, dar și programul de guvernare și că ar trebui ca formațiunile politice să voteze după cum le dictează conștiința, se arată în acest mesaj postat de Dacian Cioloș în urmă cu foarte puțin timp pe pagina sa de Facebook. Vom vedea până la urmă dacă va reuși Dacian Cioloș să îi convingă pe parlamentarii celor două formațiuni politice să îl susțină, deși în acest moment este puțin probabil să se întâmple acest lucru. Cei de la USR au 80 de parlamentari care îi pot susține la plenul reunit, însă au nevoie de 234 de voturi ca să treacă acest executiv prin Parlament, ceea ce este destul de puțin probabil în acest moment să obțină aceste voturi. Sunt și nume surpriză pe lista de miniștri a lui Dacian Cioloș. Vorbim, de exemplu, despre Ministerul Justiției, acolo unde se regăsește în continuare Stelian Ion, este varianta preferată de cei de la USR, și la Ministerul Sănătății Ioana Mihăilă. La Ministerul de Externe, Dan Barna ar urma să ocupe acest post în cazul în care executivul monocolor al lui Dacian Cioloș ar putea să treacă de plenul reunit al celor două camere. Ne așteptăm ca marți să fie audierile în comisiile de specialitate și miercuri să fie acest vot în plen pentru cabinetul Cioloș.